Tramvaiele PESA achiziționate din Polonia de către primăria municipiului Iași nu au acces în stațiile de transport în comun care sunt prea înalte și prea lungi. Până când se vor putea realiza modificările, vor mai trece cel puțin două săptămâni, timp în care circulația tramvaielor noi va fi imposibilă. Peroanele din stațiile companiei de transport public au fost alungite, dar și înălțate în mai multe zone din Iași pentru a facilita accesul mai multor călători. Reprezentanții companiei de transport public spun că tramvaiele vor fi puse în circulație doar după finalizarea lucrărilor de reabilitare a peroanelor.